Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Răzvan Zamfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Năvălim în această zi extrem de aglomerată cu foarte multe evenimente. Unul dintre cele mai importante evenimente ale zilei este debarcarea lui Dacian Cioloș. Dacă zic debarcare, poate nu e corect. Poate corect ar fi, cum să-i zic, ruperea la fugă a domnului Dacian Cioloș, că sunt mai multe școli de gândire în legătură cu ce s-a întâmplat, o să le dezvoltăm. O să le dezvoltăm părând după ce vedem câteva detalii în legătură cu felul în care și-a anunțat demisia domnul Dacian Cioloș. Hai să vedem. După ce au plecat de la guvernare pentru că nu s-au înțeles cu partenerii de coaliție, cei de la USR Plus nu se înțeleg nici între ei. Dacian Cioloș a vrut să pună piciorul în prag și a amenințat cu demisia dacă nu îi se respectă măsurile propuse în programa partidului, însă efectul nu a fost cel scontat. Echipa lui Dan Barna mai că l-a rugat să-și dea demisia, însă Cioloș a dat înapoi și ar fi vrut să spună că nu a zis nimic de nicio demisie și nici despre o ruptură a partidului. Însă aceeași echipă a lui Dan Barna a convocat Biroul Național tocmai pentru a desecretiza ședința de joi a liderilor, când șeful partidului a anunțat că pleacă. Eu am nevoie acum de un acord, accept prin vot din partea PNL-ului pe programul ăsta ca să continui. Dacă nu-l am, înseamnă că agendele noastre nu sunt compatibile aproape deloc sau pe lucrurile care pentru mine sunt esențiale. Și atunci eu îmi depun mandatul. Deci, da, luni, dacă programul ăsta nu e votat, că voi puteți să ziceți, domnule, nu vrem să-l votăm, că nu scrie în statut. Și eu nu pot să vă oblig, că dacă nu facem quorum, nu avem ședință de PN. Sau și dacă facem quorum și voi nu vreți să votați, nu pot să vă oblig. Sau la fel, dacă votați împotrivă. Doar că atunci eu îmi asum consecințele și îmi prezint demisia. Cert este că s-a discutat și despre separarea grupurilor parlamentare USR și Plus, iar plecarea lui Cioloș pare foarte aproape. De altfel, Cătălin Drulă, fostul ministru al transporturilor, a și declarat la postul nostru de televiziune că se pregătește să preia el partidul. Suntem oameni care ne-am antrenat totuși în politică, în alte cariere, înainte de politică, nu ni se moaie genunchii de la un ultimatum. Dacă din orice motiv rămânem fără președinte, până la organizarea unui nou congres, preia vicepreședintele care a avut cele mai multe voturi, care în cazul ăsta sunt eu. Dacă va fi nevoie, voi face acest rol, voi face datoria de a conduce partidul. Între timp a apărut și o scrisoare manifest semnată de sute de membri din partid, document care îi îndeamnă pe Barna și pe Cioloș să lase deoparte orgoliile personale și să se ocupe de partid. În Biroul Național, dezbaterea a fost înlocuită de bullying. Politicile publice și monitorizarea guvernării au devenit instrumente de preluare sau de consolidare a puterii interne. Numirile în funcții publice sau în cadrul grupului parlamentar sunt negociate în cercuri mici, închise și netransparente. Secretariatul General a devenit un simplu instrument de control al partidului. Faptele imorale sau potențial ilegale în procesele de alegeri interne sunt mușamalizate în loc să fie sancționate. În acest protest a fost uitat partidul, arată epistola semnată de aproape 500 de membri USR Plus. În ședința de astăzi nu s-a adoptat programul cu care venise domnul Dacian Cioloș, motiv pentru care domnul Dacian Cioloș în câteva momente își va anunța demisia. Asta credem noi că se va întâmpla în cele ce urmează. Rămâneți alături de noi pe B1 TV, unde vom transmite în direct declarațiile domnului Dacian Cioloș. E posibil să asistăm la o surpriză sau să avem o surpriză de proporții, însă dacă lucrurile merg conform planului, cu ghilimele de rigoare, desigur, Dacian Cioloș nu va mai fi președintele partidului în câteva momente. Să recapitulăm, în schimb, pentru că se vorbește, chiar și eu am folosit cuvântul surpriză puțin mai devreme, despre o situație neașteptată. Ce, Doamne iartă, mă, e neașteptat? Casc de 3 zile încoace, de când au apărut primele discuții despre posibila plecare din fruntea USR a domnului Dacian Cioloș, și casc de plictiseală, nu de oboseală, domnule Buzăianu. Ți-amintești momentul alegerilor interne din partidul acum numit doar USR? Bun, da, sigur, l-avem proaspăt în minte, a fost un moment celebru al vieții noastre. Așa, și acolo a fost ales un președinte al partidului Dacian Cioloș, venit pe filieră Plus. Da. Da?
și un birou național mai degrabă, dominat de, mai degrabă de partea lui, lui Barna. Dominat de foștii useriști. Total. Da, total. E, și în momentul în care președintele partidului reprezintă o anumită facțiune, că poveștile astea privind fuziunea sunt pentru amatori, și ai o conducere efectivă, aia colectivă, din tabără adversă, nu e firesc ca la un moment dat să-i fie scurt-circuitat parcursul domnului Dacian Cioloș, care domn Dacian Cioloș de-a lungul timpului n-a avut ocazia să acumuleze experiență de președinte de partid. Ce vedem aici? În direct ce vedem? Haideți să-l ascultăm pe Dacian Cioloș. Mi-am anunțat astăzi colegii că am decis să demisionez din funcția de președinte al USR, după ce Biroul Național a respins astăzi planul de revitalizare pe care l-am prezentat și pentru care am cerut aprobare. E un plan care decurge firesc din promisiunile pe care le-am făcut în campanie internă pentru alegerea președintelui partidului. Și atâta vreme cât n-am avut în Biroul Național, organul decizional executiv al partidului, susținere pentru acest plan, am considerat firesc și de bun simț să-mi prezint demisia, pentru că sensul pentru care am participat la alegerile, am candidat pentru președinția partidului, a fost să contribui la modernizarea partidului, de care eu cred că acest partid are nevoie după fuziune. Și pentru că acest lucru să se întâmple, aveam nevoie și de susținerea și de complicitatea Biroului Național. Credința mea este că partidul USR este în continuare o alternativă pe scena politică din România, o alternativă la extremism, și nu mai departe decât astăzi am văzut cât de ușor încearcă unii să rezolve ce mai moțiuni simple, dezbateri, luăm de gât un om și-l aruncăm afară. Deci acolo am ajuns și cu atât mai mult e nevoie pe scena politică de un partid credibil, conectat la societatea care își dorește modernizarea României. Și eu asta am propus prin planul pe care l-am prezentat, între altele o deschidere a partidului a USR față de mediul de afaceri, față de societatea civilă, curajul de a ne confrunta viziunea și ideile și inclusiv oamenii pe care îi scoatem în față la opinia celor pentru care am intrat în politică. Din păcate n-am obținut astăzi acea susținere, dar am decis deci să demisionez din poziția de președinte, rămân în continuare în partid, rămân un membru de partid și voi căuta în continuare cu ceilalți colegi care cred că acest partid, pentru a avea un viitor, și eu cred că trebuie să aibă un viitor, are nevoie de împrospătare, are nevoie de reconectare la societate, are nevoie de curajul de a-și recunoaște limitele pe care trebuie să le depășească în perioada următoare. În continuare va rămâne președinte interimar Cătălin Drulă, care este vicepreședintele cu cele mai multe voturi din Biroul Național, până când conducerea partidului va decide să organizeze alegeri pentru un nou președinte. Din punctul meu de vedere, e nevoie de mai mult decât atât și exact ce propusesem și eu în programul meu. Cred că ar fi important să înceapă o discuție, o dezbatere în partid. Nu cred că business as usual e în continuare o soluție pentru USR. Cred că ar trebui început o dezbatere și legată de modificarea statutului, un lucru pe care de altfel l-am convenit chiar la ultimul congres. Și sper eu ca forța aceea care a ținut partidul acesta și USR și Plus și după fuziune USR Plus, care a ținut viu acest partid, membrii să nu plece din partid și să rămână, să continue să se bată pentru ca acest partid să se modernizeze, folosind inclusiv mijloacele statutare și acolo unde e nevoie modernizarea statutului și modificarea statutului. Pentru că, într-adevăr, un statut e esențial pentru un partid, dar cel mai important e ca și statutul și structurile de conducere ale partidului să fie adaptate vremurilor. Și din punctul meu de vedere, USR are nevoie să facă pași înainte pentru a fi adaptat
vremurilor pe care le trăim în momentul de față. Și v-am dat doar un exemplu ce se întâmplă în Parlament. Vedem majoritatea care conduce astăzi România, care din punctul meu de vedere blochează reforme, deci cu atât mai mult USR pentru a fi puternic are nevoie de această redinamizare din interior. Aș vrea să transmit un mesaj susținătorilor noștri, cei care au asistat în aceste zile la zbaterile noastre interne, și să le spun că cred în continuare că dialogul intern câteodată poate să fie mai dur, câteodată mai direct, dar acest dialog intern care ține viu un partid, lucru pe care probabil nu l-ați văzut la alte partide, această neliniște interioară, dacă e bine canalizată, poate să producă ceea ce cu siguranță și dumneavoastră așteptați, un partid care să reprezinte societatea și care să se bată pentru modernizarea țării, oricât de greu ar fi. Și eu cred că USR are încă în față o perioadă de timp în care va trebui să tragă și învățămintele participării la guvernare, a ceea ce s-a întâmplat în criza politică pe care am cunoscut-o la sfârșitul anului trecut, și să ofere o nouă platformă pentru ceea ce se va întâmpla în 2024. Însă cred că un partid nu poate să fie credibil și să convingă în exterior decât în măsura în care are coeziune, coerență, unitate și prospețime și capacitate de regenerare în interior. Asta e ceea ce eu mi-am dorit să facem. Nu am reușit în calitate de președinte. Sper ca cei care au acum majoritatea în partid să poată să dea tonul și mai ales să răspundă așteptărilor colegilor și a membrilor cărora mă adresez și lor de data aceasta, să răspundă așteptărilor colegilor mei care știu că își doresc aceste schimbări din interior, în așa fel încât să putem depăși falii care au rămas acolo după fuziunea dintre USR și Plus. Și o să închei reamintindu-vă, probabil unii dintre noi să mai țineți minte, în vară când i-am propus lui Dan Barna să nu candidăm niciunul dintre noi, tocmai pentru a crea condițiile acestei regenerări în partid. Iată, din păcate am ajuns în aceeași situație, doar că cu o întârziere de câteva luni. Sper eu încă o dată ca ai mei colegi să aibă înțelepciunea și împreună să avem înțelepciunea să depășim acest moment pentru ca USR să devină ceea ce ne dorim cu toții. Vă mulțumesc! Veți candida la Congresul Extraordinar la funcție de președinte? Nu, nu mai candidez la funcția de președinte, n-are niciun sens. Nu puterile m-au lipsit mie, ci încrederea că putem colabora împreună. Puterea nu trebuie să concentreze un singur om. Și în USR nu cred că va reuși nimeni, niciun om, nici din afară, nici din exterior, să concentreze puterea și de unul singur să ducă partidul într-o anumită direcție. Dar fără încredere că putem colabora unii ceilalți și că avem interese comune, fără acea încredere nu mimată, ci sinceră, concret exprimată în deciziile care să iau, va fi greu să reușim. Și atunci când ai sistematic în biroul național un vot 14 la 11, asta arată că e acolo o falie care e greu de depășit. Și sper eu, colegii mei, să poată depăși. Nu sunt dezamăgit în general. În ultimele zile, este partidul pe care voiați să-l conduceți în urmă 4 luni când ați decis să candidați? Pentru că există critici atât publice cât și în grupurile interne. Din partea echipei Barna către echipa dumneavoastră, din partea echipei dumneavoastră către echipa Barna. Nu criticile sunt problema. E normal să ne exprimăm opiniile și punctele de vedere. E normal să nu fim de acord. În modul în care au fost prezentate? Nu contează. V-am spus, important e să avem acest dialog. Problema e că nu trebuie să ne limităm doar la a exprima niște lucruri, ci să avem încredere să mergem împreună. Eu am făcut această propunere a programului președintelui cu toată bună credința. N-am avut niciun alt scop în spate, nici să sparg o majoritate. Dimpotrivă, am cerut un vot chiar dacă statutul nu mi-o cerea. Am cerut acel vot cu toată sinceritatea. Există riscul unei fisuri în partid odată cu plecarea dumneavoastră din
Eu sper să nu existe. Eu tocmai am transmis colegilor mesajul că eu voi rămâne în partid și că avem multe lucruri de făcut în partid. Sper eu să existe receptivitate. Nu, nu am în calcul să refac cu vechiul club. Domnul Zacman, cred că am avut o discuție la telefon în urmă cu câteva zile exact pe subiectul ăsta. Da, și pe mine nu mă face funcția. Eu sunt în momentul de față europarlamentar, am un mandat de dus la bun sfârșit și în rest sunt membru de partid, voi participa la discuțiile care vor avea loc în partid, voi continua dialogul cu colegii, nu întâmplător sunt ei prezenți aici, nu pentru că e o ruptură în partid, unii au putut să fie prezenți, alții nu, pentru că sunt la Parlament, dar am vrut să arătăm că rămânem împreună. Ba da, cred că sunt. Sunt și USR. Ce anume? Eu n-am mai discutat de candidatura la prezidențiale de mult. Cred că de când am fost ales președintele partidului și v-am explicat atunci că o candidatură la prezidențiale presupune un partid puternic care să te susțină și aici avem de lucru deocamdată înainte de a vorbi de candidaturi la prezidențiale. Printre cerințele dumneavoastră către Biroul Național al SRE a fost stoparea, mă scuzați, excluderilor pe tema delictelor de opinie. Nu este un secret pentru nimeni, colegii dumneavoastră din Postul Plus ați făcut de excluderi pe bandă rulantă pentru delicte de opinie. Cum îi veți ajuta din calitatea de simplu membru? Nu doar ei, să știți. Eu n-am făcut, cât am fost președinte, vă rog să mă credeți și vă pot confirma colegii, n-am făcut deosebiri între foști Plus, foști USR. Am vrut să depășim și vreau în continuare să depășim lucrurile astea. Nu doar colegi foști Plus sunt excluși pentru delict de opinie, sunt și colegi foști USR și importantă nu e eticheta și sigla, ci important e comportamentul acesta, care nu ajută nici la încredere și nici nu ne ajută să ne întărim. De asta cred că, printre altele, ar trebui modificat și statutul, pentru că în conducerea filialelor județene să se regăsească diferitele orientări din filială, nu doar unii care ajung să conducă filiala, se excludă pe celălalt pentru că e critică. Demisii, pentru că știm că mulți membri USR ni s-a transmis sau demisiile deja scrise în calculator și urmau să-și le dea dacă dumneavoastră... Nu știu, aici fiecare coleg va decide, eu v-am spus care e opinia mea și care e mesajul meu. Ce s-a întâmplat atât de grav de legiulor, dar simți nevoie unei rupturi, ori se merge pe linia propusă de dumneavoastră reforma internă, ori vă dați demisia, ce era atât de grav? Dar dumneavoastră au fost... Nimic mai grav decât faptul că eu am fost ales cu un mandat, cu un program și așa cum spune statutul, după 3 luni, la mine au luat 4 luni, pentru că a fost și criza politică la începutul mandatului, după aceste câteva luni, președintele își prezintă un program. Ei, dacă eu nu am susținerea sau nu aveam susținerea Biroului Național, acel program n-avea niciun sens. Erau doar niște dorințe exprimate pe hârtie și atât, pentru că ele puse în practică presupun vot în Biroul Național. Deci de asta l-am și prezentat și de asta l-am și prezentat așa, dar am explicat lucrurile astea din momentul în care l-am prezentat și n-a fost nicio amenințare ca să sperii colegii din BN cu demisia, pur și simplu le-am spus, acest program are un sens în măsura în care îl susțineți. Dacă nu îl susțineți, înseamnă că nu o să putem lucra împreună și atunci n-avea rost să ne mințim. În momentul de față a reușit fuziunea dintre cele două formațiuni politice? Cum? Că este un singur partid, ai reușit fuziunea, o fuziunea cele două partide? A reușit parțial. Ați văzut că în exterior, atunci când a fost vorba până acum de poziția ale partidului în relațiile politice cu celelalte partide, guvernare și așa mai departe, acolo s-a lucrat unitar și am reușit să ne aliniem. Mai greu e pe modul de organizare și de funcționare internă. Deci a reușit parțial, dar mai e încă de lucru. Cine tocmai asta am spus. Nu consider eu și nu o să-mi exprim eu o opinie despre asta atâta vreme cât nu sunt discuții în partid. Domnule Cioloș, sunt opinii în rândul celor care v-au votat... Scuze...
Sunt oameni care vă reproșează frontal faptul că v-ați abandonat partidul prin această demisie și votul celor care v-au vrut la șefia USR și celor care au votat USR Plus în ideea că dumneavoastră erați acolo. Ce le răspundeți celor care vin cu astfel de critici? Un șofer care n-are volan și să ambiționează să rămână în continuare în mașină și să lase impresia că el conduce mașina, cred că e mult mai periculos decât unul care recunoaște că n-are volan, oprește mașina să dă jos și lasă pe altul să vină cu volanul. Mi se pare că mașina merge într-o direcție potrivită? Să vedem unde va merge. Eu v-am spus până acum, cred că trebuia să o luăm într-o anumită direcție. Am făcut niște propuneri pentru asta. Eu sper ca cei care rămân în continuare să ne spună în ce direcție vor să mergem și mai ales să continuăm discuțiile pe care le-am avut, inclusiv cu membrii în aceste zile. Cred că e cel mai sănătos mod de a ști în ce direcție să mergem. Domnule Ciros, nu vă uitați 5 ani. Cum știți dumneavoastră colegi pe guvern, serialul important să vă primească în USR, așa vă zic discuția atunci cu Dorca. 5 ani mai târziu, aceiași oameni votează împotriva dumneavoastră și pun numărul la plecarea din partid. Ce s-a schimbat? Da, cred că pe ei trebuie să-i întrebați. Din punctul meu de vedere, m-am spus punctul de vedere legat de partid, nu doar de niște oameni. Cred că e bine să-i întrebați și pe ei și pe alții ce vreau, nu? Bun! Dar Ciprian Cioloș v-a spus punctul de vedere, neliniștea interioară e un lucru pozitiv într-un partid, a explicat cât de bine e ce se întâmplă acolo, la un moment dat a dat o turnură pozitivă, o luase încolo bine de tot, a folosit și un termen interesant, complicitatea Biroului Național, n-a avut complicitatea Biroului Național, de regulă, sigur, când zici complicitate, pare mai degrabă că te duci într-o tentă negativă, te duci într-o zonă depreciativă, pare că te-ai angrenat să faci ceva nasol. Când zici complicitate, de obicei folosești în legătură cu o faptă mai puțin legală pe care o faci. Uite, n-a avut complicitatea Biroului Național, exact ce vorbeam un pic mai devreme. Asta te face să pui sub semnul întrebării cea mai bună formulă de candidatură la partidele parlamentare, dar sunt convins că discuția e absolut plictisitoare, nu știu pe cine interesează acum cum e mai eficient să candidezi la șefia unui partid, pe liste, pe echipe, individual, compus, sincron, nu știu ce. Dacă ar fi avut o echipă pe care să o valideze partidul, ar fi avut un președinte cu o structură proprie, o serie de vicepreședinți, de ce mai au ei membri ai Biroului Național și n-ar fi existat acest blocaj între președinte și forul de conducere. El și zice, la un moment dat, zice un lucru important, zice, domnule, Foș Plus și Foș USR, zice, eu n-aș fi vrut să existe în continuare această bifurcație Plus și USR. Sigur că n-ai fi vrut să existe această bifurcație câtă vreme tu ai venit cu o mână de oameni de la Plus, care au plăcut un partid imens, cum era USR-ul, și cum tinde să nu mai fie de la o vreme încoace. Acum mai e o problemă și la nivel de membru USR, pe vremea aceea USR Plus. Pune-ne, cum votezi un președinte cu o echipă ostilă în conducere? Adică, care e noima? De ce ai face așa ceva? E ca și cum la alegerile pentru primăria generală, îți dăm un exemplu simplu de natură, l-ai fi votat într-adevăr pe Nicușor Dan pentru primăria generală, dar ai fi votat lista de consiliere ai Partidului Social Democrat. Mă, ce vrei tu, de fapt? Un blocaj în interiorul propriului partid? În altă ordine de idei, din punctul meu de vedere, discuția e mult prea lungă pentru ceea ce s-a petrecut, adică o mișcare previzibilă. La un moment dat, urma ca Dacian Cioloș să plece din fruntea partidului, pentru că useriștii, foștii useriști, nu i-au predat șefia. Nu i-au predat șefia, dar i-au predat președinția. Ori președintele nu-i și șeful partidului. De ce i-ai predat președinția dacă nu i-ai predat și șefia? Dacă nu l-ai pus, dacă nu l-ai pus la volan, așa cum explicam un pic mai devreme, dar mi-am uitat cum a plecat Nicușor Dan, care era la volan, într-o manieră similară. A spus, domnule, dacă în votul care urmează se va decide că USR-ul trebuie să fie un partid progresist, eu am plecat. Motiv pentru care la momentul respectiv s-au mobilizat, văzând-o ca pe oportunitate, și Barna și domnul Ghinea, s-au mobilizat cei doi domni și au băgat foarte mulți membri în partid ca să, la votul respectiv, să iasă în favoarea progresismului. Să zic, domnule, trecem USR-ul în zona progresistă. Motiv pentru care Nicușor Dan a plecat, că așa a promis. Dacian Cioloș a văzut că a încercat o mică eschivă față de declarația pe care a făcut-o. A zis, domnule, n-am zis că o să-mi dau demisia.
După care au apărut înregistrările. Asta a fost poate piatra de temelie la această demisie. Noul președinte la momentul discuției noastre al formațiunii USR pentru o scurtă perioadă de timp sau dimpotrivă poate pentru o lungă perioadă de timp până la organizarea congresului acestei formațiuni este domnul Drulă. Domnul Drulă este noul șef al USR. Explicația foarte simplă. Domnul Cătălin Drulă este vicepreședintele care a obținut cele mai multe voturi la alegerea sa în funcție, motiv pentru care fără președinte, el este președintele interimar. Cel mai probabil la alegeri vor candida probabil domnul Vlad Voiculescu și domnul Drulă, venindu-se practic cu o replică la întâmplarea aceasta între domnul Barna și domnul Cioloș, pentru că în continuare sunt totuși două partide. Bună seara, domnule Emanuel Ungureanu. Bună seara. Bună seara, domnule deputat. Ați luat-o ca poveste bună ce s-a întâmplat. E un lucru bun această situație în care această neliniște interioară e un lucru bun, că așa a povestit-o domnul Cioloș un pic mai devreme. E o veste bună ce am aflat astăzi? Ce să vă spun? Pentru mine este o surpriză neplăcută, în sensul că domnul Cioloș părea un luptător și cine abandonează lupta, mai ales într-un context în care PSD și PNL ne încalecă și încalecă țara, nu poate să aibă pentru mine un luptător, să zicem, o bulină albă. Așteptam ca domnul Cioloș în aceste 4 luni cât a fost președinte să bată țara în lung și în lat și să fie mai combativ, pentru că noi suntem un partid de teren, de stradă. Domnul Cioloș a părut mai degrabă un birocrat în fruntea noastră și nu ne-am prea potrivit. Mă refer la vechiul USR. Și de ce l-ați votat? Cu Nou Plus. L-ați încurcat și eu nu l-am votat. Nu dumneavoastră partidul ăsta de teren. Păi și votul, știți cum a fost? 50,5 la 49, n-a fost chiar un vot din ăsta popular pe care l-a avut domnul Cioloș? Așa mare antipatia a fost față de domnul Barna? Aici a fost un vot anti-Barna, pentru că atunci când muncești și greșești și suporți consecințele într-un partid, asta și deranjat cumva, să zicem, echipa mai veche a USR-ului se numește tabără, deși haide să-i zicem tabără. Așa, fără încărcătură negativă a termenului. Fără încărcături deosebite. Da. A deranjat faptul că domnul Cioloș n-a fost prezent la campania fără penali, n-a fost cu noi în stradă în cea mai importantă campanie unde ne-am și afirmat ca partid și cumva a venit la masa pusă, lucru care a cam deranjat, să zicem, vechiul USR. Dar dincolo de asta, domnul Cioloș rămâne un membru USR valoros și dumneavoastră când vorbiți despre două partide trebuie să știți un detaliu care nu este doar unul tehnic. Plus a fost absorbit în USR. Uh-huh. Nu a fost o alianță de partide, ci partidul mai mic a acceptat să încapă, dacă vreți, în burta unui partid mai mic mai sub aspectul mare. Procentelor, pentru că din informațiile pe care le avem, numărul de membri este egal. Deci plus cantitativ plus era egal USR, culme. Sub aspectul organizațiilor, sub aspectul prezenței, era un brand mult mai puternic USR și deci, este. Procentual, plus a fost inferior. Da, sub aspectul numărului de membri, domnul Dacian Cioloș, care n-a făcut nazurile useriste consacrate în ceea ce privește racolarea de membri, a strâns mai mulți oameni. Păi a luat o grămadă de traseiști. Ce să subestimați? Nu-l subestimați, pentru că, într-adevăr, a luat și oameni de la PNL, lucruri care ne-au... Dar a luat și de la PSD, ce să mai... Au fost și oameni din poștele servicii... Mă refer la SRI 2 și un sfert, nu la fosta securitate care a intrat în USR, lucru care pe mine m-a deranjat și am spus-o public. Și vreun membru USR, fost SRIist sau 2 și un sfert cunoscut sau cu o funcție publică ne puteți nominaliza? Eu nu știu. Păi n-a zis că eu nu știu. SRI și... Păi dacă nu știți, de ce spuneți, domnul Ungureanu? Că domnul își pare contradictor. Fost plus, am... Poți întreba dacă plus. Poți ulterit. Ok, doar dacă, de la ei. Păi acum există plus? Acum există USR, care conține fostul plus. Haideți, deci,
explic istoric, dacă vreți. Înainte da. Să fim un singur partid, da? În Partidul Plus au intrat poștofițeri de informații. Bun. Acei oficieri de informații pe filieră SRI sau 21 sfert se regăsesc în actualul USR? Asta v-am spus, am încercat ca să vă spun că după fuziune, pe statutul USR, i-am scos din partid. Asta v-am spus. Au fost scoși din partid. Deci prin statutul USR nu pot face parte din formațiune foștii membri SRI sau 21 sfert. Da. Foști membri ai serviciilor secrete, fie că-s mai vechi sau mai noi. Am zis, dar cine a făcut armata la securitate poate să fie? Nu. Păi Dacian Cioloș a făcut armata. Nu, în sensul, nu, mă rog. Da, a fost o răutate gratuită. Servicii da. Secrete, pardon, adică nu, da. Sunt și pe stradă și mod foarte prost. Totuși, domnul Ungureanu, domnul Cioloș decide să rămână în partid în continuare și vine cu această idee, domnule, să nu mai candideze domnul Barna, să nu mai candidăm și așa mai departe. În momentul de față îl avem pe domnul Drulă. Ce anticipați că se va întâmpla? Sau ce credeți că se va schimba sub președinția domnului Drulă? Stați, că ați spus între paranteze că domnul Barna nu mai candidează. Nu, conform statutului, da? nu poate fi președinte interimar decât domnul Drulă. Nu, dar de candidat poate să candideze și domnul Barnea. Domnul Cioloș a sugerat să nu mai candideze. Nu știm ce se va întâmpla după un congres extraordinar. Asta e greu de anticipat ce va fi peste câteva luni sau un an. Este prea de vreme. Cert este că lucrurile ar trebui să se potorească, dacă se poate. E rugămintea mea pentru toată lumea. Și eu încerc să fiu mai ponderat decât sunt de obicei. Eu mă exprim mai brut, așa am fost și ziarist și nu prea știu să fiu politician. Ce rost mai are, domnul Ungureanu, dacă nu sunteți ponderat, ce rost mai are să fiți ponderat în momentul de față, în moment în care vedeți bine că USR-ul e într-o cădere dramatică? Acum, nu aș vrea să pun gaz pe foc. Domnul Cioloș este membru important al USR. Trebuie să pună un număr și el să vină în stradă, pentru că am pierdut, din păcate, unii dintre noi contactul cu oamenii și asta se vede în sondaje și este marea pierdere a unui partid care a pornit din stradă. În rest, sunt în plus, în postul plus, foarte buni oameni, foarte valoroși. O să dau câteva nume, deși o să se supere probabil pe mine că dau aceste nume. Doamna Țoiu, doamna Stoica, doamna Buzoianu, domnul Teniță, Pălărie, sunt oameni de foarte bună calitate, da. Care fac treabă foarte bună. Haideți să ne uităm un pic și spre viitorul formațiunii pe care o reprezentați. Domnul Cătălin Drulă conduce în acest moment, sau mă rog, probabil mai sunt niște mici formalități până la preluarea președinției, dar va fi președintele interimar al USR. Așa cum l-ați cunoscut pe domnul Drulă, că îl cunoașteți extrem de bine, credeți că se va schimba în vreun fel partidul față de era Cioloș? Era Cioloș, lunile Cioloș? Este posibil să fie puțin mai aplicat, dacă vreți, puțin mai pragmatic domnul Drulă. Unii anticipează că este foarte dur și greu să conduci fiind un dur partidul. Domnul Drulă știe să fie și diplomat și echilibrat. L-am cunoscut destul de bine în acești ani, dar nu vă așteptați că USR va avea un mesia. Nu este un partid mesianic, este un partid de grup. Asta n-a reușit să înțeleagă domnul Cioloș, că nu poate un singur om să aibă în USR toată puterea. E complicat, într-adevăr, să negociezi între Biroul Național și președinte. Un președinte care, din păcate, a avut ceva din Nicușor Dan. Aceeași tipologie am văzut-o. Vă ascult, dacă nu faceți ca mine, plec. Asta a fost o mare dezamăgire. Am avut o altă impresie despre domnul Cioloș în 2016. Când eram ziarist, îl vedeam un om mai echilibrat și mai dispus la dialog. Din păcate, din interior, lucrurile arată și au arătat altfel. Deci, practic, ne spuneți că USR nu poate fi condus cu ultimatumuri.
nu poate fi condus cu forța, cu mesaje de genul... Mi-era frică să nu spuneți că nu poate fi condus, punct. Să știți că e greu de condus un partid, da, cu oameni tineri, cu oameni cu meserii, cu oameni liberi, cu oameni care nu depind de politică, nu depind de șef. Vedeți o variantă mai bună la conducerea, vedeți o variantă mai bună la conducerea URSR în afară de domnul Drulă? Chiar știu că acum statutar e prerogativa domniei sale să preia partidul. Da, poate fi președinte și la congres. La această oră nu cred că avem pe cineva mai potrivit, însă sper ca domnul Drulă să atragă personalități de care mi-a avea nevoie în partid, sânge proaspăt, niște oameni de care să asculte lumea. USR are o problemă cu un anumit fel de anarhie, cu un anumit fel de indisciplină. Vă vorbește un indisciplinat, ca să fiu sincer și cu mine și cu voi. E nevoie să ascultăm mai mult în interior, să ascultăm mai mult strada și să ne îndreptăm mai spre nevoile oamenilor. Pentru că astăzi oamenii se plâng de problema cu facturile, nu sunt interesați de cine-i Drulă, cine-i Cioloș, cine-i Ungureanu, care e mai tare, ci sunt interesați ce soluții avem noi pentru criza în care suntem. Și har Domnului, avem soluții, dar iată, de zgomotul acesta de fond și de certurile interne, din păcate, nu se mai aud cum ar trebui. Domnule deputat Emanuel Ungureanu, mulțumim pentru intervenție și pentru precizări. Domnule Ungureanu, o seară bună. Ne-a lămurit în mare parte domnul Ungureanu. Aș vrea să zic, dar te văd lămurit, domnul Zanfi. Da, de mult nu am mai lămurit. Păi după jumătate de oră, 35 minute de subiectul ăsta pe care îl știam de o lună de zile, dai seama. Sunt extrem de lămurit. Întrebarea e ce se va petrece în lunile următoare cu domnul Drulă. Deci, mai important decât USR-ul propriu-zis, e domnul Drulă. Pentru că domnul Drulă are acum, în cel mai bun moment al carierei sale de la intrarea în politică, domnule Buzăianu, așa, statutul de fost ministru care în forță încercase să... Lăudat chiar de adversar de multe ori am văzut. Nu de toți. Să îl extragă pe domnul Rădoi. Da, din așa subteranul Metro Rex, a preluat și președinția Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților, e o funcție importantă, acum este și președintele USR, partidul mai deschis la dialog din opoziție, că sunt două toate în opoziție. E într-un vârtej favorabil în momentul de față, domnul Drulă. Poate fi candidat la președinție, se vorbea despre candidatura sa la președinție înainte să devină președintele interimar al USR, acum e o opțiune mai degrabă firească. Tocmai de aceea m-aș asocia și o teorie conspirației, care spunea în felul următor, domnule, totul e pregătit acolo pentru domnul Drulă și de aceea probabil că ce s-a întâmplat astăzi era ceva de așteptat să se întâmple. Credeam că teoria conspirației susține că virusul și USR au fost create în laborator. În laborator. Da. Bun, luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu momentul celălalt extrem de important al zilei, niște imagini, că am tot folosit cuvinte de-a lungul istoriei. Dom'le, de data asta chiar niște George imagini... George Simion la beregata ministrului energiei, nu e niciun fel de exagerare, chiar dacă până acum ăsta ar fi putut suna articlu metaforic, la propriu o să-l vedem pe președintele celuilalt, copreședintele celuilalt partid în opoziție, Aur, cu mâna pe gâtul, mai exact ceafa, ca să nu vă faceți o imagine greșită, ministrului energiei Virgil Popescu. Pauză și revenim. Pauză și ne revenim. Corect. Doamne, îmi place pătările, l-a spus lângă gâtul. Ia. Ne-am dat și lumânări cu inimioare. Ce înseamnă gagicile, eu v-am spus. Da, că sunt și pe live acum, m-au și auzit ce am spus. Bine v-am găsit, ia ghiciți unde suntem, unde poate să fie cea mai penală familie din România. Da, traversăm o perioadă complicată generată de creșterea prețurilor la energie la nivel mondial, criză provocată de prietenii noștri de la răsărit. Este o situație pe care nimeni nu și-a dorit-o și pentru care niciun stat nu a fost mai bine pregătit decât altul. Iar dacă USR era atât de competent, de prevăzător și de bine pus la punct cu politicile publice, ce a oprit să ne arată propunerile lor în domeniul combaterii prețurilor ridicate în perioada ianuarie-septembrie 2021? Haideți să vedem totuși ce s-a întâmplat dincolo de aceste declarații.
USR a plecat de la guvernare la începutul toamnei, atunci când trebuia să luăm decizii pentru români, în contextul iernii care urma să vină. Nu le-a păsat. Au ales să-și urmeze interesul politic, crezându-se niște terminatori politici care se vor întoarce cândva pe cai Maica Etern Salvatori. Deși cu puteri limitate, guvernul PNL a reușit să adopte o serie de măsuri prin care ne-am dorit să-i protejăm pe români. Mă refer la compensare și la plafonare. Am venit cu aceste măsuri în Parlament, iar ele au primit votul parlamentarilor, inclusiv a celor de la USR, după dezbateri intense în comisii și cu amendamente ale colegilor de la PSD. Și vreau să subliniez acest lucru. USR a votat legea pe care o atacă în moțiune, ca de altfel noi toți. Dacă era așa de rea legea, de ce nu ați venit cu amendamente în comisii? Vedeți că sunteți ipocriți? Ba nu, îmi cer scuze. Ați avut un amendament ce referitor la ONG-uri și care a fost unanim aprobat. Acum criticați plafonarea, pentru ONG-uri în schimb este bună, dar pentru cetățeni nu. De asta vă spun că doar mințiți că vă interesează românii. Doamnelor și domnilor, în situații de criză, efortul se dozează, se intervine treptat în funcție de cum o cere situația, adică ne adaptăm. Acum, alături de colegii din guvern, de prim-ministru și de colegii din coaliție, am reușit să identificăm un pachet de măsuri care să îmbunătățească legea și să-i ajute pe români. USR e tot supărat. Aveau ei 3 idei fixe despre ce s-ar face și aceste idei nu au putut fi preluate, iar ei nu au forța să le impună, așa că fac postări și moțiuni doar să uita cineva spre ei. În 2 cuvinte, acest lucru se numesc tantrumuri politice. În esență, pe de o parte, avem oameni care fac, PNL și coaliția PSD-UDMR, și minorități, iar pe cealaltă parte, oameni care critică ce fac primii. USR, iată descrierea reală în câteva secunde. Stimați colegi, vă rog rugămintea să lăsați vorbitorul să țină discursul. În luna septembrie, USR și-a luat jucăriile și a ieșit de la guvernare. Nu le-a păsat că se anunță o criză pe zona de energie sau că românii vor fi împovărați. Acum plâng românilor pe umăr cu lacrimi de crocodili prin exemple lacrimogene despre puterea de cumpărare a familiilor cu mulți copii și a bătrânilor, de parcă ar fi această carte cu tehnici de manipulare și propagandă comunistă. Domnule președinte, pot să spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul? Că văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte... Am rugămintea la liderii de grup să vină... La Rusia cu dumneavoastră! Domnule ministru, opriți-vă puțin. Am rugămintea la liderii de grup să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru. Ești un prost. Mamă, și de aici a continuat această bătălie la nivel înalt între cei doi domni. L-ați văzut pe domnul George Simion, pe domnul Virgil Popescu acolo înverșunându-se. A fost și nominalizat, pot să spui că a fost, a venit să dea un drept la replică. Sigur că așa văzând imaginile, ia uite-l, se întoarce. Văzând imaginile, a apărut într-o legitimă apărare domnul Simion. Mi se părea mai enervat de, și dacă asculți cu atenție de... acest material kilometric, vezi că la un moment dat are niște vociferări când încă era criticat USR-ul. Dar atunci s-a enervat George. Dar atunci l-au apucat nervii și uite momentul acesta în care l-a prins de gât ca pe Nicușor Dan, doar că pare că e un moment mult mai solid decât doar prins de gât. Adică e o agresiune în plus față de ce ne-am obișnuit și pare o escaladare, pare așa că treptat, ușor, ușor, încolo ne ducem. Adică pare că e pe drumul ăsta, domnul Simion. Da. Pare că va trozni pe cineva într-un final. Eu l-am urmărit pe domnul George Simion în urmă cu câteva zile, o săptămână să tot fie, vorbind despre liberalizarea prețului la energie și l-a indicat acolo responsabil pe Klaus Iohannis. Da. Acum ne explică Virgil Popescu, e un hoț și ăsta e motivul pentru care facturile ar fi supradimensionate. Cât s-a dus până la tribună, a început să-l bată pe ceafă, a început să-i zbiare, să-i țipe în față, hai să folosesc cuvântul ăsta, că e un hoț, dar un ministru Virgil Popescu l-a numit rus. Dar nu e, ar putea fi... Asta e important, trebuie să menționăm. Rusofil. I-a spus că e prost, nu i-a spus că e rus. Ulterior l-a făcut și prost. Da, nu e brad decât o chestiune de timp și să se petreacă așa ceva. Adică te gândești că încolo se merge până la urmă, te gândești totuși până la un moment dat, lucrurile vor escalada și treptat la un moment dat cineva dintre cei care, dintre combatanți, va trozni pe altcineva. Adică de ce m-aș mira? De ce n-ar mira această chestiune? Dar nu mă interesează acest subiect pe mine. Nu? Nu, chiar absolut deloc. Dacă se bat, se bat. Când data viitoare, când vor candida la cameră, să facă și pregătire fizică. Păi cum nu ne intereseze faptul că pe mine, nu pe voi.
Parlament. Păi, popor român, asta poate să vă intereseze. Pe mine, sincer, nu mă interesează dacă se bat în Parlament. Ți-o spun cu toată sinceritatea. Par niște copii disperați după atenție. Se urcă la tribună să țipe. Ăsta la altul îl face prost rus. Rus? Păi îl faci rus? Fă-l sluga rușilor dacă vrei să mergi până la capăt, că ești un rus, că nu despre asta e vorba. Deci nu mi se pare că eu nu intru în jocul de a fi captat de aceasta. Păi nu m-a interesat altceva. Să spune, dumneavoastră, de cine-i de vină pentru criza energetică? Tu zici că de 3 luni de zile toată lumea se ceartă. Vorba domnului Florin Câțu, parcă suntem într-un bar mexican, toată lumea trage, dar nimeni nu nimerește. Eu am crezut că am lămurit criza energetică, cel puțin la un nivel cât minim de inteligență. Cine? Cine? Mai amintește-mi, te rog. Stabilim aici că există niște instituții în slujba cărora există niște prerogative pentru a interveni în cazuri de genul acesta, cum este ANR-ul. Și acum văd că din nou ne ducem la omul ăsta, care sigur că până la urmă are în subordine un minister, dar n-are niște amenzi de dat, n-are lucruri de făcut, domnul Virgil Popescu. Nu este la el în momentul de față vina. Adică s-au intervenit, s-a făcut un proiect legislativ acum, care ar trebui cumva, s-a dat ordonanță, ar trebui cumva să intre în vigoare. Mă gândesc că logica ar fi ca lucrurile să se declanșeze de maniera asta. Păi dacă ne-am fi lămurit cu toții, n-am mai fi avut această discuție. Că încă sunt părerile împărțite, mie asta mi se pare șocant. Că e acum în loc să facă ce ar trebui, adică să clarifice niște aspecte, să opereze niște modificări legislative, fac ce poate face absolut oricine. Da. E mare lucru să te îmbățoșezi, să te duci la tribună și să-l prinzi de rever pe ministru. E chiar ușor, înțelegi? Mai ales că Virgil Popescu nu cred că era în mentalul colectiv asociat vreunei figuri de-astea de luptători. Deci nu e nimic. Asta nu este nimic, nu se livrează absolut nimic. Mă interesează pe mine și agresiunea prin la problema. Te interesează și agresiunea, păi e importantă. Interesează, nu te cenzurezi eu. E importantă totuși și agresiunea. Dar mie mi se pare că sunt niște trucuri foarte ieftine care de natură să ne capteze atenție. Ai văzut ce s-a întâmplat? Da, am văzut ce s-a întâmplat la tribună. Te poți, poate duce oricine care e în plen la tribună, la un moment dat vine un chestor, trage de tine. Te duci la tribună, da, alta e să-l iei de gât pe ministru. Da, mă, e ieftin, lucru, e puțin. E un lucru, nu, eu nu zic că nu-i puțin și da, că nu-i ieftin, eu zic totuși că e ceva grav, eu zic că nu-i ieftin. Da, spur e la îndemână. E grav, dar e ieftin. Poți să faci chestia asta, dar e ceva totuși care a trebuit să ne atragă atenția, pentru că s-a escaladat un pas în plus. Și eu vă spun că dacă ăsta e pasul în plus, următorul pas este chiar la un moment dat să-i dea și un cap în gură. Bun, dar n-aș vrea să scape niciun om politic printr-o mișcare de asta de încordare de adevăratul subiect al discuției. Cine-i de vină? Deci, ei ajung în postura asta, politicieni, facem abstracție că acum am vorbit despre apropierea fizică dintre George Simion și Virgil Popescu. Politicienii, de regulă, atunci când sunt incapabili, n-au scule, nu-s meseriași, nu pot nominaliza vinovați și indica soluții, da, recur la astfel de gesturi care nu fac parte din garnitura instrumentarului politic. Nu trebuie să candidezi, să fii demnitar, să ai un statut privilegiat pentru a face așa ceva. Asta poate face absolut oricine. Dar în momentul în care tu nu ești capabil să generezi niciun fel de răspuns coerent la niște întrebări simple, și nu o face doar George Simion, repet, au făcut-o și unii useriști, la un moment dat au făcut-o și peneliștii, au făcut-o și pesediștii, au făcut-o toți. Peremiștii pe vremuri nu mai vorbesc. Dom'le, vin cu ceva care să-ți capteze atenția. Ai văzut, s-a dus. Am văzut că s-a dus. Dar după acest mers către tribună, tur-retur, că am văzut pe aia s-a întors, stai că mai vreau să te mai țin un pic de braț, așa, ar veni răspunsul. Deci Popescu-i de vină pentru criza din energie? Da, nu, nu știu, poate, și pentru fiecare dintre aceste răspunsuri, o explicație. Pentru nu, că tu el, vii... liderul politic din România scapă, domne, trântește un telefon, împinge un demnitar, a scăpat, uite, domne, și face treaba. Tu propui o zonă acolo aplicată, dar publicul domnului Simion, văzând aceste imagini, care va concluziona, bă, bine i-a făcut, pentru că uite ce fac hoții ăștia, adică gândește la o altă, nu gândește sub nicio formă defalcat. Domne, totuși, până la urmă, la cine-i vina, așa se rezolvă, are ceva de făcut Virgil Popescu și n-a făcut. Nu gândește așa publicul AUR. Publicul AUR se gândește, domne, e bine că e unul acolo furios care s-a pus pe ei. Cum am văzut cum gândește și publicul doamnei Șoșoacă, bă, e bine că e cineva acolo care se opune pandemiei. Că doamna Șoșoacă și zona asta este asociată luptei împotriva pandemiei, paradoxal. Deci nu e la alții care iau măsuri și încearcă să... Nu, doamna Șoșoacă, pare că pandemia o fac ăștia și ăștia. La fel și asta. Bă, pare că facturile le face Virgil Popescu și domnul George Simion s-a dus peste el că nu mai suportă această mârșăvie ce e făcută poporului român. Deci ce l-a enervat pe domnul George Simion în cazul ministrului Virgil Popescu a fost criza energetică.
Nu? Că și... nu din alt motiv s-a dus la el, nu l-a numit sau, hot. Sau poate... Are alte informații. Sau poate l-a deranjat faptul că s-a dat vina în discursul domnului Virgil Popescu pe zona de est, că de acolo vine problema. A plasat problema în discurs, ai văzut un pic mai devreme, că e bine că a fost luat în context, a plasat problema mai degrabă la ruși. Și poate că asta poate l-a deranjat. Sau... ...mit de câteva îmbrânceli din Parlament. Dar nu cred că o să se întâmple ce-mi doresc eu, dar eu insist. Dom'le, e puțin. Nu votezi astfel de oameni dacă te satisface o agresiune fizică. Asta e o agresiune fizică. N-a fost neapărat o violență ieșită din comun, că n-are nevoie de zile de spitalizare. Doamne ajută să n-am niciodată în situația ca un politician de la tribuna Parlamentului, mai ales să necesite îngrijiri medicale. Te-ai foarte puțin. Dacă asta vrei, deci publicul ăla mulțumit, care spune, ai văzut, a pus mâna pe el, l-a zguduit, l-a prins de gât. Păi îl ai acolo pe Ghiță, luptătorul K-1, care poate să facă mai mult decât atât. Deci, eu zic că poate să-i bată pe toți ăla. Deci Ghiță poate să ia pe toți. Votează o garnitură de luptători, care pot face într-adevăr spectacol dintr-o apropiere fizică între doi bărbați, cum e cazul de față, da. Buzea. Așa. Deci n-am nevoie de unul care să pretindă că gestionează niște situații politice, dar care n-are răspunsuri și poate să se dea înspre, fără să meargă până la capăt. Deci, nu știu, mi se pare că ne amăgim. Pe de-o parte, aia care vor sânge în Parlament, ce-au văzut? Doi bărbați foarte apropiați, hai dă-mi mine, nu dau un tine, stai liniștit. Cine știe ce? Deci nici măcar n-a fost ca în Parlamentul Sud, au fost mai multe țări, America de Sud, acolo, s-au luat aia, pum, chestii, figuri. Nu sunt de acord cu așa, în Ucraina, iarăși, ai văzut ce s-a întâmplat, nu suntem de acord cu așa. Dar pentru cine se bucură de o îmbrânceală, presupun că ăla și ei au fost aia e mană cerească. Și ăștia au fost dezamăgiți. Deci n-ai de ce să te bucuri că nici bătaie n-a fost, dacă ești rudimentar și vrei bătaie, n-ai primit bătaie. Pe de altă parte, dacă ești în acord cu mentalitatea zilelor noastre și vrei un dialog din care să înțelegi din cauza cui plătești atât de mult, în cazul unor facturi la energie, iarăși ești nesatisfăcut. Deci ce, pe cine satisface atâta? Momentul ăsta, pe cine satisface momentul ăsta? Pentru toată lumea. Păi, domnul George Simion... Pentru aia rudimentar și pentru aia civilizat. Exact cum semnalai la început, caută un fel de atenție și poți să te gândești că face parte din treaba aceasta. Adică această moțiune simplă a fost depusă, sigur, și moțiunea simplă are limitele ei și rostul ei până la urmă, adică nu face mare, nu produce mare lucru. Dar a fost depusă de către cei de la USR. Era un moment al celor de la USR care nu mai suportau ce s-a întâmplat, îi apărau pe români. Deci în momentul de față cei de la USR îi apărau pe români. E, această scenă a făcut ca această moțiune mai degrabă să aparține celor de la AUR, care ei sunt cei care îi apără pe români. Deci cine sunt cei care îi apără pe români? Cine sunt cei care se pun cu spatele la români și cu fața la agresori? Cam asta este ce a încercat domnul George Simion să facă aici. Cam asta este. Să pară că mai degrabă noi suntem cei care ne luptăm cu ei. Ăștia de la USR sigur au depus așa formal acolo o moțiune, sigur, nu e mare lucru. Dar noi suntem cei care ne luptăm cu nenorociți ăștia. Că asta e ideea. Cine se luptă cu cine se luptă cu acești nenorociți? Cam asta este ideea publicului și până la urmă cine impersonează nenorociții? Adică te gândești cine-i figura? Că dacă te duci la Chiriță, ăla de la ANR, dom'le, nu știe nimeni, l-am făcut noi celebru cât am putut, ne-am luptat să-l facem. A mers cineva, uite, hai să rămâne la acest partid AUR. Da. A mers cineva la sediu ANR, așa cum au deșins fără niciun fel de reținere în primăria, în sediul primăriei din Timișoara. S-a deșins la ANR? S-a deșins la ANR. Șoșoaca, aia care ți intra în spital, cu forța. Că-i parlamentar. Că-i parlamentar și parlamentar. A mers la ANR, noi vorbim de câteva săptămâni despre șeful unei instituții cheie din criza energetică. Asta e o problemă reală. Nu e o teorie a conspirației, nu sunt speculații, nu sunt diferite școli de gândire potrivit unora. Ar exista responsabilitate din partea ANR, potrivit altora ANR, n-are niciun fel de reglementare. Niciun fel de legătură cu reglementarea în energie, în ciuda denumirii. Dom'le, aici e clar, ANR e responsabil. E, vreunul dintre acești apărători ai poporului român, de grabă săritor la gât de ministru, de manager de spital, de șinzător în instituții, l-ați văzut pe vreunul intrând în sediul ANR, răspunzând astfel unei curiozități pe care noi am emanat-o în emisiune? E omul ăla. Unde e șeful ANR în această perioadă? Mă, dă curiozitate! Nu instigăm la niciun fel de agresiune, nici măcar la o apropiere fizică. Dom'le, pandemie, păstrează dracului distanța. Dar măcar să intri, să bași capul în birou, să vezi, băi, ești aici? Unde? E în concediu? Să știm și noi unde. Să vedem la birou. Acolo nu s-a mers. Atenție! De asta vreau să spun că mă lasă rece, nu mă emoționează, nu mă intimidează. Și luăm o scurtă pauză, după care ne alimentează astfel de sărăcii.
Ne realimentăm, ne realimentăm în câteva momente, 5 minute de pauză, ne întoarcem. Bună România. Cel mult 5 minute. De mult cel mai potrivit nebulizator pentru copilul meu. Mi s-a recomandat